Bună dimineața tuturor! Gastrita este una dintre cele mai frecvente afecțiuni digestive pentru care pacientul se prezintă la medic. Semnifică inflamația mucoasei stomacului și poate avea multiple cauze: infecțioase, medicamentoase, inflamatorii, autoimune, toxice sau de stres. Despre gastrită și simptomele care trebuie să ne pună în gardă, ne vorbește în această dimineață doamna dr. Virginia Ciobanu, specialist în gastrologie. Toate bolile legate de organele tractului digestiv sunt cronici și încă au caracter sezonier de acutizare. Și în cazul dat, da, primăvara, toamnă, martie-octombrie aproximativ. Dureri în regiunea epigastrică, greață, eructații, adică simptomele este dispeptice în general, non-ulceroase, adică într-o gastrită nu este, unde nu e aciditatea înaltă, simptomele sunt mai puțin evidențiate, adică, dar în gastritele hiperacide, în duodenite, ce simte pacientul? Durerea ce e pe stomac, golă, aciditatea înaltă, arsurile permanente, senzația de foame permanentă. Gastritele cronice și mai frecvente sunt cauzate de prezența helicobacterului pylori, care produce inflamație în regiunea antrală gastrică. Dacă nu tratăm gastrita, adică putem să ajungem inclusiv și la ulcere, dar cel mai des, adică noi mai mult ne temem de gastritele atrofice difuze, când inflamația pe parcurs duce la producerea schimbărilor în peretele mucoasei gastrice în adâncime și în acest caz micșorându-se aciditatea, ce se întâmplă? Suferă mai mult procesele de digestie și de asimilare, inclusiv a fierului, adică microelementelor. În general, există scheme care se folosesc în tratamentul gastritelor, duodenitelor, ulcerelor, în asociere cu Helicobacter pylori. Adică Helicobacterul pylori, dacă este prezent, obligatoriu trebuie să facem tratament antimicrobian și să examinăm și membrii familiei, că aici este riscul de reinfecție la folosirea veselei comune, adică nu individual. Există test respiratoriu, există citomorfologic, când se preia analiza bioptatul prin gastroendoscopie. Dragilor, rețineți, majoritatea formelor de gastrită sau gastropatie sunt ușoare și se tratează prin schimbarea stilului de viață și a alimentației, precum și prin medicamente ce scad aciditatea sucului gastric. Important este să reacționați în timp util și să nu lăsați o gastrită ușoară să se transforme într-o problemă de sănătate gravă, cum ar fi, de exemplu, un ulcer. Fiți precauți! O zi reușită vă doresc! Pe curând!